Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine v-am regăsit la... Ce jucăm? Nu știu, ceva cu o casă. Ah, da, minti. Halloween nu s-a terminat încă. Nu s-a terminat Halloween-ul, deoarece noi nu am jucat jocuri de Halloween și acum se va chema Scapă de casa bântuită. Băi, eu mă duc să colectez chestiile astea, ia uite-te. Fostă școală. Eu pot să le colectez, uite, colectez capetele astea de scheleței. Deci, Cristina, noi suntem într-o fostă școală. Bă, cred. Nu știu. Ai câte colectat din astea? Două. Doi? Și unde arată câte trebuie să colectăm? Uite aici, trei, ăsta lumea l-a adus, ce nu faci? Eu nu văd unde. Cocoleșilor, vă rog frumos, spuneți-mi unde arată. Oh my god, iar nu știu câte să colectizăm. Deci eu nu știu câte unde. Hai să mergem, uite aici. Uite aici. Unde? Aici, sus, mai era încă una. Unde? Aici niște cutii, nu puteam. Asta e dreapta sau stânga, Cristina? Era în mijloc, un schelet legat. Alamat. Bă, dar nu te lasă, nu te lasă aici, dar pe ce unde mergem? Stai să vedem. Păi nu știu, Felix, că tu ai deja. Bă, Cristina, deci nu se poate așa ceva. Pe ușă, gata, pe ușă. Gata. Nu pe ușă. Oh my god. Pe portalul ăsta poate. Unde? Hai să intrăm în portal. Ah, ce scrie aici? Evil thrives in here. Aici sunt profesor. Hai. Evil lives here. Da, aici sunt profesor. Stai, ăsta e Obi? Da, e Obi, da, Cristina. Eu nu mă așteptam. Eu numai pe Obi merg. Bă, deci eu am căzut. Oh uite my god. Și tu mă... Uite și tu îmi zice că cu 1199 poți să treci peste tot când vrei. Cam spumă. Da? Uite ăștia sunt foști elevi care au făcut teme toată viața și nu mai suportă. Săraci. Foști elevi. Bă, ce fain e jocul. Dar de ce am căzut? Dar nu mai ai dat ingea, Cristina, că plătești o dată din greșeală 1200 și leșim pe aici. E din cauza ta, Felix. Dar ce fac? Sunt doar fain. Aoleu, vedeți că pe jos este niște ketchup. Da, stai, ketchup. Felix, hai să colectăm de la sandwich-uri de elevi. Să știi că nu vorbesc așa de mult despre școală, pe cum se mă, să știți că eu acum am râs, dar eu vă zic foarte bine dacă vă luați sandwich-uri la școală. Luați-vă sandwich-uri, luați-vă sandwich-uri. Deci eu mai de mult, când eram mai mică, mai cumpăram cât eu, nu știu ce, napoletan, niște sticks-uri, nu știu ce, dar nu mă țineau mă de foame. Viva! Tu viva! Ma. Și după aia, când am mai crescut, îmi luam sandwich-uri, boș, așa de bune erau. Sandwich-uri, dă-te mă că... Toată lumea poftea. Da, luați-vă sandwich-uri. Și dar fără sandwich, ceapă. Fără ceapă și fără parize. Salam poți, parizer. Dar miroase, știi salamul? Da, tu știi cum miroase parizerul? Tare. You almost escape. Cristina, deja terminăm mobil, deja am scăpat. Uite prima. Bă, mă duc eu. Da, uite, stai că școală, uite bibliotecă. Ai dreptate. Astea sunt toate cărțile la două materii. Și după aia au început și ceilalți colegi. Știi, poate începutul e mai greu. Că ți-e mai rușin, nu știu ce, dar după am început și ceilalți colegi să-și mai aducă. Și și-o mai tot adus și s-o adus tot, după aceea jumătate de clasă și-o adus serviciuri. Și după aceea ți-a avut și bucătărie în școală, nu? Ia uite. Unde tot mergi? Am luat chestii. Păi dar nu mai ai chestii, dar pe unde scapi? Tu care e instinctul tău de femeie ca să scăpăm de aici? Instinctul meu e să colecționez. Ce zic, ești colecționara femeie? Păi da. Colecționezi aspiratoare? Uite aici, am găsit un wow. Oh, serios. Uite, vezi? Dacă le iei tu, mai iau eu. Asta e cartea de istorie, știu, eu am stat aici. Vino încoace, Felix, că am găsit. Ai găsit tu? Da. Mamă! Oh my god, ce e asta? Coasă. Coasă? Oh my god, ca să coși temele. Cu coasa nu se coase. Se oh my god, vezi ce s-a întâmplat, Cristina, ai dat cu cotul în mine. Eu am căzut. De ce ai dat cotul în mine? Unde mă duc? Știi care în spate? Știi care e faza? Noi n-am fi căzut, dar atâta vrem, atât de mult ne dorim noi să luăm. Colectăm scheletele. Dar nu mai pot eu după scheletul ăla. Dar faza este că nu știu câți trebuie să colectăm. Dar n-avem nevoie de ei, nu mai vreau. Că nu ne arată așa, nu s-a ajutat cu nimic în viață. Dar nu ne lasă să ieșim pe ușă, uite, trebuie pe aici. Nu mai colectez. Uite-te, abia pe aici. Dar de ce nu mă aștepți, Cristina? Păi nu pot. Nu scopă tău în viață ca femeie de soție să mă aștepți? Haide, te aștept. A, dar nu merge ușa? Așteptăm pe Felix. Așteptam. Băi. Haide, Felix, haide, mai cu forță. A, uite, iau scheletele astea, de șans că nu mai colectez. Nu mai colectez, gata. De gamer. Mai colectez. Așa, încă unul. Nu mai colectez. Dar n-avem cum să ne obținem. Cred că era aici, uite-te. Eu am trecut, gamerițo. Ai trecut? Da, ca boss-ul. Bă, să știți că este foarte drăguț acest Obi. Da. Să-l jucați și voi. Ia uitați cât de fain îi. Mama mia, ce aici pe perete. E, Felix, vezi că ai greșit. Ce am greșit? Că l-am luat pe ăla. Ai plecat fără să-l iei pe ăsta. L-am luat. L-ai luat? Nu, m-am primul. Dar dacă știi care e faza, ți-l arată ție, nu-l arată mie. Nu e așa pe toată lumea. Bă, mai este aici încă. O, nu. Oh, ce prostie am făcut. Nu, altceva, am căzut aici. Ai căzut? Da. E grijă să nu mai cazi. Bă, ideea este că... Unde suntem? Stai. Vezi că acolo jos e miere. Ce e aia? Nu-i miere, știi? Dar ce? Sunt teme râncezite. Vai de mine, am căzut. Ți-am zis să nu cazi acolo. Ți-am zis să nu cazi în râncezeală. Că înseamnă rând, dar nu râncezeală. Am căzut. Ce înseamnă să fii gamer? Am sărit peste două ca bossul boșilor. Și am căzut de tot. Am sărit peste două ca bossul boșilor. Îți arăt și ție. Deci, am experiență cu școala cu asta. Deci fii atent, că zic ceva ce n-ai văzut în viața ta, da?
Ia să te... De aici ai sărit pe partea alaltă? Nu, ai sărit pe aia normal. Sar pe aia, sar pe aia, sar pe aia, sar pe aia. Sar pe asta și aștepți. Aici aștept, da. Te aștepți, aștepți. Dar faza este că e tricky. Așteaptă! Și acum vei sări, acum sări. Și acum vei sări, nu, nu pe aia. Acolo mi-e Endu. Pe aia puteai direct. Stai, stai. Care reușit? Hai, ridică-te, ridică-te. Ridică-te, nu se mai ridică. Na, eu am sărit direct pe asta de acolo, știi? Și am să te învăț pe tine. Eu nu știu ce am făcut. Da, ai copiat tema de la... Așa. Și acum stai pe asta și ajunge la mine. Bă, dar am luat toți scheleții. Dar nu contează, nu te ajută cu nimic. Da, nu știu. Contează pentru psihic. Free roll. Ia, uite-te. Unde mă duc jos. Hai de aici. Uite, te-am mai luat încă unul. Oh my god, scheleți, Cristina, ce faci? Cum ne batem cu ei? Fugi de ei, Cristina, fugi! Hai mă, că eu am mai luat aici. Vino aici unde sunt eu. Avem aici un pat, vino încoace. Și ce fac? Du-te acolo în camera aia și ia asta așa. Am luat, am luat. Și du-te să găsim cheia pui. Au venit și ăștia după mine. Am găsit cheia pui. M-au prins, Felix, m-au prins. Nu s-o prinde niciodată. Oh my god, ăștia sunt profesori. Doamne, dar stai că nu-ți iau din viață, doar te încetinesc. Unde ce ești? Tare! N-ai găsit cheia odată? Cheie. Unde? Aici, în ultima încăpere. Dar ai luat din, pe lângă cheia, ai luat din toate chestiile scheleți. Eu am luat la mine. Cred că da, ia stai. A, uite cum eram cu unul aici. Era bă, cu de ce să nu luăm, mă. Bă, lăsați-mă în pace, fete la dietă ce sunteți. Unde am ajuns? Să vedem. Bă, aici este un lift. Da, cu siguranță este lift. E lift, că na. Are o manivelă. Așa la... merg lifturile cu manivelă. Nu duce la ora de mate. Eu nu vreau să mă duc la ora de mate. Ți-a plăcut? Nu. Mie mi-a plăcut școala foarte mult. Ce ți-a plăcut la școală? Zi-mi, explică. Dar nu mi-a plăcut ora de mate. Dar ce ți-a plăcut la școală? Mi-a plăcut... am avut profesori faini. Da? Și elevii cum au fost? Foarte faini. Mă simțeam bine să mă duc să mă întâlnesc cu prietenele mele. Mm-hmm. Știi? Știam că orice se întâmplă, suntem cu toți în aceeași chestie. Toți suferiți. Toți suferim. Asta e faza faină la școală, știi? Asta e faza faină. Da, suferă, da. Să sufere tot, știi? În afară de una, două care învăța mereu. Da. Aia nu suferea. Ba, dacă se stresa super tare. Da, și după aceea când veneau notele sau la început testului, sufeream noi. Oh my god, bă, ce au ăștia, măi? Da, deci să știți că mie chiar mi-a plăcut la școală. Cristi, nu le băga la oameni speranțe. Acum depinde, na. Nu toate școlile sunt la fel. Bun, nu, deci mai este pe aici. Nu cred că este cineva care s-a terminat școala și zice, bă, aș mai face 12 clase. Nu, adevărul e că sunt cam multe, știi? Știi? Plus facultate. Da. A, să vedem. După aceea lucrezi unde poți. Bun, deci aici este o grămadă de lavă care ți sare freza. Mamă, atunci... cum am trecut ca bossul. Cristina, tu nu știi când scap de școală. Nu faci prostii. Stai că nu știu cum să mă duc. Asta ce? Aici. Da. Asta ce măcelăria la ăștia? Ce e asta? Aici se ușucă ei mâncarea? Se ușucă rufele. Vrei să nu calci pe alea? Păi chiar aici am călcat mai înainte. Că nu vezi de burenele care le ai la picioare. Am avut. Poate ar trebui să-mi schimb și eu skin-ul. Știi? Dar o să mi-l schimb, cred că, direct pentru Crăciun. Da, când vine criza. Bă, ce face caracața asta? Omule, am căzut în lavă. Nu cădeam în lavă. Oh, ce boss sunt. Mamă, ce tare am trecut eu din prima ca bossul. Bă, să știți că nu este așa de ușurel cum pare. Mamă, ce tare sunt. A, ce caracață șmecher. Ce șmecher sunt, cum am trecut eu. Ai, știi, în urmă cu mult? Doamne, dacă, poți să mergi pe mâner. Ce mâner? Pe mâner, poți să mergi pe mâner. A, da? Da, sar pe mâner. A, eu treceam pe lângă. Da. Băi, mi-e frică, bă. Pe asta. Tu știi cum e obi când ai tocuri? Mă, mai greu. Obi când ai tocuri? Da. Oh! Dar unde suntem noi, într-o bucătărie? Da, bucătăria profesor. Cancelare. Băi, ce tare, ale erau oale. Ce mă enervează, mă? Ale erau tigăi, Felix. Da, uite, când nu mai merge ceaiul la profesori, atunci poți să treci. Deci? Da, pe mine m-a prins aburul de la ceai. Mi-am făcut... Și fac ceai verde. Hai de mine, nu cred, m-am dus odată. Ca să corecteze lucrări. Să aibă energie de a corecta lucrări, ha? Da, ceai verde. Stai. Bine, noi glumim, dar tot e adevărat. Uite, ăsta e frigiderul. Ce? Bă, ce drăguț e aici. E fain, e cancelare. E foarte frumos. Place în cancelarea. Care profesorul zic, bă... Bă, ce-s ăștia? Oh my god, ce-s ăștia, măi? Manechini ăștia. Stai că puțin, nu că eu am căzut aici. Aici se sare pas, sare pas. Astea conserve. Da, mă. Stai să vedem. Aici mergem pe lanțuri. Ce-s astea? Nu știu ce-s ăștia, nu știu. Manichini ăștia. Un fel de piniate, cred că. Vezi că aici trebuie să nimerești. Poate sunt umplute cu dulciuri. Oh my god! Trebuie să are noala asta. Era vreun schelet pe care nu l-a luat? Nu cred, nu? Nu. Vezi că aici ziduri și de-abia... Nu, bă, deci trebuie să sari oală, să nu sari pe lângă oală, știi? A, eu am sărit și pe și pe. Deci ideea este să n-ați chestia asta roșie, știi? Sari lângă oală și pe oală, știi? Auleu. Bă, frate, uite, știu unde am ajuns. Păi, dar nu ți-am zis mai înainte cum să faci.
sare așa și nu ală. Și pe lângă așa și nu ală. Să știi că obiectul este destul de greu. E foarte greu. Păi, dar nu s-a zis mai înainte, am dat toate detaliile vieții. Ba da, dar nu știu, simt aici că e super aglomerat. Păi aglomerat, știi? Că fiecare persoană își aduce oala lui de acasă. Știi? Nu! Ce mă fac? Ce? Păi uite unde sunt! Vai de viața mea! Unde ești? Aici am căzut jos! Ai căzut sus? Căzut sus! Și mă trebuie să încep de la început! Păi da, așa e! Fiecare trebuie să-și aducă oala de acasă și-și facă prăjeli. Nu putea să-și împartă oala. Nu, că fiecare și-o spală numai pe lui. Una. Că numai profa de fizică are ea din teflon. Celălalt n-au din teflon. Gata, mă, gata! Zici că ești acum la școală. Știu, au trecut atâția ani. Știu, Cristina, asta că mi-a dat like diriga pe Facebook, era să mor. Dar și mie îmi dă în fiecare an și îmi spune la mulți ani, Cristina. Da? Da. Vedeți, așa se face. Nu știu că mă cheamă la școală. Și am avut emoții prima dată când mi-a dat, dar după aia m-am obișnuit. Mica îmi dă teme, și dacă nu-mi dă, mă gândesc, bă, dar de ce nu mi-a dat? Dar nu, că îmi dă tot timpul. Corect, asta lucrare. Mamă, zici că suntem într-un hotel, mă, Felix, mai degrabă. Uite-te, așa este? Pare că suntem la hotel. Da, hotel ăsta. Uite ce frumos îi. Unde-i? Stai că am călcat pe un covor care nu trebuia. Dar tu n-ai scheletele din spatele tău, ha? Bă, da, l-am luat, normal. Și nu mai zi mie de el. Stai că aici nu știu ce lumini. Dar stai, ce n-ai voie să calci? Stop, e squid cu profesori. Pe bune? Da, squid cu profesor. Nu cred, bă, nu. Ba da, stop. Și după aceea se face verde. Când? Stai, acum să face... Da, n-ai putut să aștepți. Ce, că eu n-am văzut. Vezi că e stopul ăsta de aici, așa. A, pe butonul ăsta roșu, eu nu-l vedeam. Stai. Deci la roșu stau. Da. Și acum mergi. Mă duc. Aha. Păi nu? La galben te atenționat. Dar de ce, măi, Cristina, măi, tu n-ai copiat la școală, n-ai fost atentă când se uită proful și că nu? Era foarte stresant, preferam mai degrabă să învăț decât să copiez. Că era stresant să copiez. E, eu n-am copiat, dar na, am văzut pe alții cum se stresau. Cu toți am copiat la un moment dat, să fim sinceri. Bă, sincer să fiu... Bă, e bine măcar că din roșu se transformă. Eu n-am copiat niciodată, am copiat numai de la, dacă am copiat așa puțin, a fost numai de la coleg sau așa, dar așa m-am mai făcut greșeală. A, da, și eu la fel. Dar n-am copiat niciodată din carte sau ceva. Da, nici eu, de la colega mea de bancă. Știa. Știa, asta... știa la toate materiile? Știa. Hai. Știa la toate. Stop. Stai să vedem. Așteptă. Stai să vedem, deci merge. Ăsta e proful. Da. Dar ăsta nu-i prof, mă. Hai. Dar te-a, ce faci, măi, Cristina, măi? Nu mă faci de la început, dar nu pot să te înțeleg niciodată pe tine. Da, nu fac de la salvat este. Trebuie să te pui în cap la profesor. Nimeni nu este bine din asta. Hai să găsim o baterie. Dar ce facem? Găsim o baterie. Eu am crezut că sărim de tot. Fain. Uite ce paianjen frumos. O, ce fain, înseamnă cu ăla pe care l-avem noi. Da. Dar uite, nu e adevărat, e de Halloween. Uite aici o baterie, uite, baterii. Să nu cazi jos, că după aceea nu mai ai baterii. Uite aici, vezi? Ai luat-o? Hai să vedem. Asta verge? E verde, dacă da. O luăm? Și am trebuit să o punem jos. Hai jos. Hai că am luat-o. Hai jos. Hai 0 din 1, baterie, bun. Da, hai jos, pui. Și pune acum bateria în power. Stai să iau aici. Ăsta, uite, că aici mi-a plăcut pui. Să le iau și pe ăsta. Pune bateria. Unde? Aici, uite unde e linia aici. Aici, aici linia. Nu, acolo, pa nu. Așa, ai pus bateria. Ce nu pui bateria? O, bun, așteaptă. Stai să vedem un cotron dulce, măi, cocolicilor, măi. Hai că mai avem, uite, acolo dată sus cât am făcut din obi și mai puțin. A, ce fain. Stai să vedem. Ce am sărit, bă, fraților. Ce mai e și asta? Unde suntem aici? Într-un cuptor? Dar cum trec de asta, că m-a făcut terța mea? A, se ridică în sus. Se ridică, mă, Felix, mă. Ridică-te. Asta e masaj. Voi. E masaj cu țăpi. De ce mai bun masaj? Dar stai că asta nu se mai ridică, tu știi de cât stai aici. Se ridică, Cristina. Ai cu, e un test al răbdării. Da. Dar ce fain e joculețul ăsta. Îmi place. Au investit ăștia foarte mult în grafică. Bă, am intrat în portalul ăsta. Dar vreau și eu, de ce n-am intrat împreună cu Cristina în portal? Mereu intri în portal singură. Mereu intri în portal singură, nu ca să fie romantic. Ce covor ăsta bubesc? Hai ce cu viteză. Ce se întâmplă aici? Hai cu viteză. Da? Scăpăm de școală. Ho, ce fain. Ho. Ce super e pe covoarele astea. Mamă, ce tare. Și avem ceasuri în stânga și în dreapta, sau ce-i? Gen când se sună de pauză, mai contează, nu mai contează, am plecat. Smăști tiki măști. Așa. Bă, ce tare, eu aici n-am cum să cad pentru că na. Bă, ce-mi place, ce mi-ar plăcea așa în realitate, să poți să fugi așa de repede și să sari, să faci așa un țop de mare, nu și știu. Și să n-obosești, nu? Da, asta l-a pus pe invers, ai văzut? Ce l-a pus invers? Covorul. L-a pus covorul invers? Da. Așa. Băi, frate. Măi, Cristina, ce faci din astea? Am găsit.
Tu ești fata aia care când pleacă de la școală se împiedică pe drum. Dacă ai fiulit de la școală, te-ai împiedicat și profesor zice, aha, Cristina, te-ai împiedicat, înapoi, da, că te-am văzut. Da, nu știu ce să dea așa de neîndemânat, că... Oh! Oh! Oh my god, e ăla, proful, sau cum e ăla, da, cu Squid Game. Dar de ce nu m-ai așteptat? Ca să fie romantic. Păi, dar nu, a trecut automat, n-am ce să fac. Am vrut să te aștept, m-am dorit. Serios? Da. Bă, stai că avem aici o bazucă. Deci, Cristina, vezi că poți să iei vieți, inimi, ca să ai viață, da? Mă, ce se bagă proful ăsta în pământ? De unde sunt inimile alea? Da, nu știu da ție. Iei inimi ca să ai viață și iei bombe ca să-i dea lui ăsta, că îi place. Stai să vedem. Bă, nu mai arunca în mine cu catalogul, domn profesor. Stai să vedem cine reușește, eu sau tu primul? Deci eu... A, dar de ce ai dat la mai mult din viață? Nu știu, că-s fată. Că-s fată. Dă-mi inima. Poate că am o țintă foarte bună și trebuie și tu să recunoști. Bă, lasă-mă în pace. Băi, unde te-ai dus? S-a urcat pe tavan nebunul. Băi, mă duc să iau aici niște inimi. Mamă, dacă s-a urcat pe tavan, n-ai putea să copiezi deloc. Te vede pe toți, nu? Cum te poți uita în sus? Așa-i. Stai că mă duc aici să iau niște inimi pe aici, niște viață. Bă, nene, mă. Ce mă enervează că tu ai luat mai mult din viață și te-ai și așa. Dar eu nici nu-l văd. Nici nu văd aici ce se întâmplă. Domn profesor, mai mult deodorant. Stai să vedem, deci mai are la mine foarte puțină viață, dar faza este că și eu mă duc pe lângă el. Doamne, frește, da, eu nu știu ce fac aici. Dacă îl bat, în sfârșit îl bat. Și am și venit după tine. Bă. Ai pățit-o? Da. Da, mi l-o dat de la puțină viață. E de treabă. Ba nu, și-o luat înapoi viața. Bă, nene, bă, l-ai trânat like boss? Da, like boss. Măi, Cristina, știi cum se funcționează chestia asta? Cum funcționează? Că nu-i verb reflexiv. Ce reflexiv, măi? De-ați viață, măi, puiule. Ia-ți inimi. Uite inima, ia-o. Mi-am luat de foarte multe ori. Acum de-abia. Și mai ai alte inime, că ai viață puțină. Viață puțină? Dar nu mai sări ca un cangur. Doar nu se merge aici, pe nu faci bine. Și nu merge prin chestia aia de pământ a lui. Și de ce nu-l lovești? Nu știu, iau toate chestiile astea. Nu toate chestiile astea, au viteză. Ah, ce fain. Ai văzut ce bine că am luat? Da, vezi că așa. Am luat una de viteză, ia de viteză, ia de viteză și fugi. Stai, dar nu știu care e viteză. Viață. Ai de viteză care ești picioare. Uite, ai bomba, nu, asta e din el. Uite, ai viteză, uite aia de acolo, asta e viteza. Asta, da, iau. Și fuga! Și doi monil, mă, că dacă nu-ți dă test. Stai să vedem încotro mă duc. Așa. Așa. Dar de ce nu mă lași pe mine să fac eu singură? Te uiți tu tot timpul la mine și îmi dai direcțiuni. Păi nu știai că ai de viteză, că ai de viață, că ai de ceață. Știam doar de inimi. Da, mă, Cristina, măi. Eu ți-am zis. Băi, ce aruncă ăsta cu toate chestiile. Stai să vedem că mai are puțină viață. Asta este, uneori dispare și nu-l văd nici eu. Nu te du la el. Du la el. Cum nu, că e simpatic. E ca zombie, devii profesor. Hai că mai ai una. Zero, iuhu! Aici am crezut că m-a terminat și el. Bă, aproape că m-a terminat și el pe mine. A fost și el puternic. Asta este școala, mă, oameni buni, casa. Hai să facem obiul ăsta. Ia uitați-o. Putem să ajungem până sus? Eu pot. Stai că pe tocuri mi-e greu. Hai să te văd. Stai că deja am prins momentul. Bă, realitatea mi-e foarte frică să fac un din ăsta. Și mie. Dar foarte frică și vă spun din ce cauză. Că se face tot mai înalt, știi? Dar n-ai cum să faci. Ba, ai cum să faci, dar ai cum să cazi. N-ai cum să faci, că e nebunie totală. Păi am crezut că împreună stăm sus. Mă, Felix, tu cam vrei să fii romantic astăzi? Nu vreau să fiu romantic, dar nu vreau să fii prima. Înțelegi o diferență? Aha, am înțeles. Ia uitați-vă, eu fac aici mult țop, pentru că sunt fericită că am terminat. Am scăpat, sincer, ne-am descurcat foarte bine și a fost chiar foarte drăguț acest obby. Vi-l recomandăm și vouă, deci e o experiență foarte faină. Grafică super, nu? Mi-a plăcut și oricum... Și mie. Și a fost cam greuț. A fost cam greu, adică, știi cum e, dar am reușit, împreună am reușit. Am reușit, bate palma! Like și ne vedem data viitoare. Like. Pa! Pa!